sala printre cele două rânduri și se așeza lângă pian. Ca în această fotografie, o singură dată s-a așezat în rândul 2 la invitația lui Șerban Cioculescu. Nu știu când am venit prima dată, bănuiesc că imediat după 1963, când am devenit membru al Uniunii Scriitorilor și când Mihai Beniuc, președintele de atunci, îl văd în față pe perete, mi-a trimis acasă carnetul de membru după un telefon în care secretara lui m-a întrebat dacă accept să fiu membru al Uniunii Scriitorilor. Dar acum nici nu mai văd. Văd cu totul altceva. Văd oamenii. Îmi văd foștii colegi. Să-l fi văzut, nu? Există o fotografie cu Arghezi mai tână, da? Nu știu, să vezi evoluția lor așa. Mă uitam, mă, ăsta sunt eu, da, parcă, ce subțirele eram, într-o geacă neagră cu ăștia pantalonii mei galbeni și am și cântat în versuri, știi? Din ce an era? Nu mai știu, din 78, da. Mea era că eram frumoși. Senzația e chiar că el ne făcea mai frumoși decât eram. Întotdeauna când văd o fotografie a mea făcută de Ion Cucu, mă întreb oare chiar așa arătam în realitate. Senzația este că prietenia cu care ne privea făcea să apărem mai frumoși.